intrarea pe strada Pădurii. Filmăm casele astea ca să vezi cam ce urmează să se construiască în zonă. Față e strada Pădurii și mai avem de aici cam un kilometru sau 200 de metri până la rețeaua de apă pe sub, până la teren și linia asta de curent. Deci ideea e că aici, față de asta primăvară, când am făcut filmarea asta prin martie, s-a mai construit ceva și în continuare să lucrează. Se vede în partea dreaptă, până sub pădure, că deja, uite aici, vezi, iară se lucrează, se construiește. Încă două sau chiar trei case. Se fac. Între timp au mai tras și oamenii ăștia curent. Ultima parte care e un pic în pantă, dar să fie imediat refăcută după ce se trage apa. În zona terenului, aici uite să faci un drum, vezi în dreapta, vezi acum să le creează. Terenul în spatele meu și are 40 de metri deschidere, din stâmpul ăsta de beton, merge 30 de metri până în pădure, până în taluzul ăla și până sus la pădure. Și practic, accesul e foarte bun, aici e și țeava de apă, stâlpii de curent, vezi că strași, vezi că are și o panoramă spre Alba Iulia, are expunere către răsărit și în zonă se mai construiește. Și prețul la teren e 8 euro pe metru pătrat din care mai negociază și are 8 euro pe metru pătrat și are 1200 de metri. Deci dacă l-am scoate la un 6,5 euro, asta ar veni vreo 7000 și ceva. Asta e proprietatea care ai cumpărat-o tu și de la tine până acolo îți cam 200 de metri, deci la intrarea în pădure. Asta e îngrădit, prima parcelă cu deschiderea a doua drumul și următoarea. Pădure. Și se poate vedea terenul într-o altă variantă. El e chiar la ieșire din pădure pe partea dreaptă, unde se termină gardul ăsta. Și are o deschidere, după cum ți-am spus. Deci uite de aici, îi până sus acolo la banda aia, după murea asta și pe partea dreaptă. Numai că sunt crescute buruiene, asta e problema și tot verul, dacă îl îndrepti cu un buldozer. Și vezi ce panoramă frumoasă are spre oraș. Deci acolo se vede orașul. Și în partea stângă e răsăritul, când răsare soarele îți răsare în față. Deci are o poziție foarte bună și accesul e foarte bun.